următorul bun? 6. Și acum 6 fiind bun și următorul fiind bun, 7 e bun. 7 fiind bun, următorul fiind bun, că am arătat aici, 8 e bun. 8 fiind bun, următorul fiind bun, 9 e bun. Și nu mai poate Andrei pune la muncă. Că asta i-am făcut eu lui. Și așa înseamnă că pasul, indiferent ce e, va fi... Ce ca. Indiferent ce ca, indiferent ce e, va fi corect stabilit. Atenție, copii, ce v-am arătat acum, ați mai întâlnit odată de pe nevrușnicări. Știți când ați mai întâlnit odată povestea asta? Ia să vă zic când. Când am avut metoda inducție matematice. Asta e metoda inducție matematice. Și când ați mai întâlnit-o, când am avut noi discuții de asta frumoasă? De mult. Nu e foarte de mult. Dar ești cu tine, trebuie să știe că ați participat. Că s-a mai dat. Nu știu că era problema, cu 1 plus 2 plus. Așa. Și la ce element important? Nu venit cei de la TVR. Asta, când a venit la TVR și a făcut elecția română. Tu, David, nu ai fost. Nici voi n-ați fost. Ba da, eu a fost. Atunci am făcut metoda inducție. Deci ce se întâmplă? Această metodă este o tehnică de lucru, o metodă foarte des folosită în matematică. Ea se face începând din clasa 9, dacă mă înșel. Se făcea mai de la 10. Ce este? Despre ce este vorba? Este vorba de a arăta, să pot spune că un rezultat arată așa. Mai întâi îl intuiești. Și ca să îl intuiești, trebuie să faci niște observații de la particular. Adică e cazuri particulare. Da. Și băiatul intuiești. De ce ați început la S2? La S1 cât era 0,9 atât. Mai avea cea luna? După cum am indicat eu cu indicile astea 100, că sunt 100 de ore date în ultimul, prin S1 înțelegeam, e vorba de un singur termen. Apoi, eu n-aveam vrut să zic S1 egal cu 0,9, dacă vrei, scriu și asta. Dar S2 cam avea 2 din ei, 2 termene. Și că ultima are 2 cifre la 20 mani. Ăsta a fost motivul. Insist. Deci, ce v-am arătat acum este un instrument de lucru în matematică foarte valoros, extrem de valoros. În foarte multe domenii ale matematicii se aplică metoda asta evoluției matematice. Și ea presupune parcurgerea a 2 pași. Deci, uitați, am aplicat mai sus. Nu. Să terminăm asta, povestea asta. Este important. Spuneți așa. Arătând că pasul următor e bun, profesorul l-a liniștit pe Andrei. Da? L-a liniștit pe Andrei. Pentru că... Cum noi am făcut pe S indicii 5, pentru că două puncte, da? Cum noi am făcut pe S indice 5 și de sub, știind că pasul următor e bun din cele două, deci am făcut pe S indice 5 și fiindcă știind că pasul următor este bun, adică, iată așa și-a scris, S indice 5 adevărat. Muncit. Pasul următor este bun. Pasul următor bun. Adică cele două înseamnă că S indice 6 e bun. Da? S indice 6 bun. Și S indice 6 bun la care adăugăm pasul următor bun. Pas următor bun.
Înseamnă din cele două, cine este bun? Iese indice cine este bun. 7 e bun. Și fiindcă bun, nu subie 7, pas următor e bun. Pas următor. Bun. Înseamnă că iese indice 8 e bun. Și așa mai departe, nu mai are ce întreba Davide. Nu Davide, nu mai are ce întreba Andrei. Pentru că este indice 100, intuit, acum e demonstrat. Este indice 100, este riguros demonstrat. Chiar apare ca pasul următor al lui 99. Iar la 99 a ajuns pe baza 98 și tot așa, neapropiat. Deci este indice 90, 100 este 99,8. Da, de 8 număr pe 99 ori cu 9 la sfârșit. Așa asta e demonstrația completă a exercițiului de mai sus. Altfel, dacă voi nu aveți mecanismul acesta pus la punct, trebuia să spuneți așa. Observăm, dar povestind acum, că trecerea de la 2 la 3 a însemnat folosirea rezultatului dinainte, 1,89 plus 0,0099. Și care înseamnă la cifra minimilor, e nouă, ultima, acolo mai are ce înseamnă. La cifra sutimilor, e nouă aici cu nouă de aici, care înseamnă 18 și 1 se duce la B5, îl modifică pe ăsta din față, îl face 9 și cu 9 ăsta face 18 și la mai departe. Și că această observație, pentru a vă convinge, o să o fac și pentru, să văd la pasul 4, pasul 5, dacă ea merge. Și atunci, în loc să explicați metodic, tehnic, așa cum am făcut eu pasul ca, voi o spuneți ca pe o poveste și spuneți, tot așa ajung eu până la pasul 99, pe care vi-l scriu, cum arată, ca un rezultat corect am mers eu la pasul 100. Și la pasul 100, care mă întrebați voi acum, în exercițiul acesta, am să am pe Iesul 99, care v-am spus că l-am muncit de aproape în aproape, și arăta așa. Și la care i-am dat acum acei ideal de 100 de ani din 9, ultimul 9 iar ce povestea, rămâne acolo și iar nu așa și vedeți că treaba merge bine. Deci am observat corect. Asta era povestea ceva scrisă. Ceea ce am făcut acum, nu în cap de discuții, este un moment, vreau să vă mă credeți, pe care îl trăiesc de fiecare dată când vorbesc de acest mecanism al inducției, pentru că a reușit să mă fac înțeles într-o măsură cât s-a putut de bună, este un lucru esențial ca și colegii mei, atunci când vor face această metodă, o vor preda, să o predea sub forma aceasta de poveste, ca ei să înțeleagă copiii, chiar dacă sunt mai mari, sunt clasa a noua, să înțeleagă că această metodă a inducției matematice are două etape. Hai să le notăm și noi. Deci, inducția matematică. Are două etape. Prima etapă, verificarea. Adică analizarea unor cazuri particulare. Verificarea, virgulă, analizarea unor cazuri particulare. În paranteză pot să puteți spune așa. Ce se întâmplă când avem un număr mai mic de termeni acolo, nu? Așa ne-am pus noi. Sunt 2, 3, dar cum lucrează? Că din analiza asta tragem o concluzie. Vedem cum trecem de la etapă în alta. În paranteză scris.
Da? Se fac niște observații care sunt esențiale din analiza asta a unor cazuri particulare. Și etapa a doua, demonstrația. Care înseamnă pasul următor este bun. Pasul următor este bun. Pasul următor este bun. Aveam din cele două împreună, putem trage concluzia că PDN, propoziția aceea care era din 100, 200, 1000, 10.000 de termeni, PDN adevărată, oricare ar fi el, indiferent ce el, natural, oricare ar fi el, natural. Am notat-o pe PDN afirmația aceea la care ni se cere să ne oprim, să arătăm că e adevărată. M-ai împins, Horia, pe ghișițul tău, spre nevoia de a vă vorbi din inducția matematică. Eu sunt foarte fericit, dar fiindcă pare o chestiune dificilă și n-ați pătruns încă în mecanism, eu îmi fac datoria aceea de a mai insista o dată. E obligația mea să mai insist încă o dată pentru a descoperi ce frumusețe se ascunde. Și anume, în loc să vă dau pe aceeași ieșițiu, vă voi da un altul, da? Și să vedem cum reacționați acolo. Dacă mai vezi un ieșițiu? Da, mai are Horia 1 și Daria ceva, dar explicațiile astea. Am vrea să vă las, să atunci să vă las pe voi. Să încercați acasă, la temă, să arătați că suma următoare este egal cu 1 pătrat, plus 2 pătrat, plus 3 pătrat, plus 4 pătrat, plus puncte, puncte, plus n pătrat. Este egal cu n, pe lângă n plus 1, pe lângă 2 n plus 1, totul pe 6. Să demonstrați asta. Deci, am zis eu, e sentă, am zis, e în termen. Dar dacă vreți să obțineți, puteți să particularizați, nu? Ce înseamnă verificarea? Să faceți pentru n egal cu 1. Pentru n egal cu 1, ea devine. Când în loc de n puneți 1, înseamnă că ea devine 1 la 2, plus cine date? Plus. Plus? Păi da, noi până la 1. Asta-i. Asta vreau să fiți atent. Dar de când... Dar nu, am înțeles că... Deci pentru n egal cu 1. Pe n cu 1. Adică spuneam 1 la 2 plus 0 la 2 plus 0 la 3. Dar n-am spus S la n. Nu. Am spus pentru n egal cu 1. Ce devine egalitatea asta? Egalitatea asta. Păi dacă n egal cu 1... Păi da, ăla nu e mai mare decât cine a zis asta, că nu e 1. Și n-egal cu 2, cine? Cu cine? Când nu e 1. A, e 1 pătrat. Vine 1 la pătrat. Când nu e 1, ăsta de aici, ultimul, este chiar primul, da, bine. Egal cu cine? Cu 1. Deci 1 plus, nu mai am ce mai adăugat. Egal cu 1 pe lângă 1 plus 1. 1 plus 1, pe lângă 2 ori 1, plus 1. Supra 6. Supra 6. Ia să vedem dacă adevărat, e echivalent de 1. 1 la 2, adică 1, dacă e egal cu 2 ori 1, 2 și 1, 3, 3 ori 2, 6, pe 6, 6 supra 6, fracție echivalentă, face 1. Adevărat. Deci pentru cazul nu e egal cu 1,
Suma aceea are un singur termen, pe primul, și este adevărat. Pentru noi e egal cu 2 ce ar deveni. Pentru noi e egal cu 2. 2 ori egal cu cine? Cine ar deveni? 2 ori 3. De ce 2 ori 3? Nu. Suma e în stânga. În stânga e egal cu ce ar fi? 1 la 2 plus 2 la 2. Plus 3 la 2, plus 4 la 2. Pentru e egal cu 2. E egal cu 2. Da. Deci 1 la 2, plus 2 la 2, plus 3 la 2. La 2 la 2. Până la 2 la 2. Când ai făcut 2, atât aici, până aici, sunt mai 2 termeni. Atenție. Deci este doar atât. 1 la 2, plus 2 la 2, egal cu, am trecut din față de egal. Egal cu cine? Egal cu 1 la 2. De ce pe dar nu mai e 2, 2 pe lângă 3, 2 pe lângă 6, pe lângă 2 plus 1, atenție, nu de 6. 2 plus 1. Eu am pus 6, am făcut direct. Asta nu e important, important este observația în sine. Exact. 2 ori 2, 4 și 1, 5. Da? 2 ori 2 plus 1, supra 6, care face? 30. Echivalentul. Fiind o egalitate, o dus în echivalență. 15 ori 2, 30. Deci 4 și cu 1, 5. 5 egal, să vedem dacă e adevărat. 2 ori 3, ori? 2 ori 3, ori? 5. 5 supra 6. 2 ori 6, 6, 10, și face 5 egal cu 5. Adevărat? E adevărat, și pentru situația. Care e 5 ori acolo? Care 5? 5 ori? Păi 1 pătrat și cu 2 pătrat, 4 și 1, 5. Da? Și partea cealaltă e egală. E 2 ori 3 ori 5. Asta nu-mi vreau, eu nu-mi scot din scrie, am înțeles. Iar vei, pentru e egal cu 3, zic-o. Ia să vedem, e egal cu 3, ce ar însemna? Să zic că vorea, faci fiecare. Vorea. 1 la 2 plus 2 la 2 plus 3 la 2. Așa. 1 la 2 plus 2 la 2 plus 3 la 2. E egal cu Andrei. 3 pe lângă 3 plus 1. 3 pe 3 plus 1, pe lângă 2 ori 3 plus 2 ori 3 plus 1, totul supra 6, nu? Echivalentul. Davide, stânga te face. 3 ori stânga, avem deja 5 plus 3 la a doua, care 9, 5 cu 9, 14. 14, dacă e egal, avem emoții, de rău să calculez. Egal cu 3 ori 4 ori 7. 3 ori 4. Ori 6 supra 6. Adică? 3 ori 4, 12. De 6. Da. Deci rămâne 2 ori 7, 14. Adevărat, 14 egal cu 14. Adică? Deci, iată că pentru etapa asta, verificarea, este corect. Pentru n egal cu 100? Pentru n egal cu 100, nu poți să te duci la 100 deodată. Deci am făcut-o pentru 3, faci și pentru 4 și trecem la etapa a doua, demonstrația. Presupunem că mergem așa de neaproape, neaproape, până la ordinul car. Și vom arăta cu 4, pasul următor este bun. Dar mai întorc un pic, sau mă întorc într-o altă lecție, deocamdată îți las așa. Reflectați voi acasă pe exercițiul acesta, făcut deja ca model. Pentru că inducția matematică rămâne, repet, instrumentul cel mai important, pe care dacă îl comunici corect, reușești să ajungi la sufletul elevului, ține minte. Dar dacă vine profesor și eu vă spun că am asistat la lecțiile acestea în care vin cu suport teoretic, vorbind atât de abstract, atât de abstract încât elevul spune, Doamne, nu se mai termină ora. Ei, atunci, în condițiile acelea, dacă nu asta, nu crezi starea aceea de neliniște în sufletul lui ca să spună, să se întrebe pasul următor, e bun, dacă nu faci această regie și că demonstrația înseamnă tocmai pasul următor, e bun, nu ai făcut nimic. Tu, profesorul, te-ai prezentat deja la acolo. Și e uitat pe două ori. Cum ești? Nu, nici n-au înțeles nimic de când am intrat, de când am început lecția. Am fost aici. Să mergem acum să vedem o altă chestiune. Da, 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 da. Tot așa frumoasă? Tot așa frumoasă, da? Mai frumoasă. Băream, îmi place. Vedeți, încep să stălești admirația mea.
În sensul că vii pe chestii... Păi legată temă, domnul profesor. Atât, mai interesant. Profesor, domnul, asta e și mai interesant. Nu trece peste și se lucrează totul din culegere și mie mi se pare normal, de-aia am ca culegere. Să lucrăm, nu? Și este interesant cu... Se poate discuția acolo. Asta e. Asta e miezul problemei. Cum există frumoasă la școală? Există frumoasă. Dacă vă ziceți că n-aș știut. Vă faceți? Dar rămâne acum povestea asta. Cum anume acest lucru se explică? Da. Inițiativul 17, la 23. 17 la 23, care sună cum? Știm că 2x plus 4y. Știm. Știm că 2x plus 4y. Știm, da. Că 2x plus 4y. Cu 6z. 6z. Este egal cu 86,8. Da. Și 2x plus y. Este egal cu 12,4. Calculat suma x plus y plus 10. Atunci x plus y plus z cu cine este egal cu cine? Păi... păi de acolo ne dat să știm că 2x egal cu 12,4 minus y. Da. Și o să putem să locuim pe 2x. Deci, tu mă propui să-ți văd de aici pe Y, da? Pe, nu, pe 2X. Pe 2X. Cu cine este ca 2X? Cu Y, cu 12,4 minus Y. Bun. 2X egal cu 12,4 minus Y. Am făcut asta. Ce fac acum? Vom locui în prima relație. Adică pe 2x îl locuim cu 12 minus 4 minus y. Fac manevra asta și mă duc acolo și zic în loc de 2x pun 12,4 da? Minus y plus câte continuare David? 4y plus 4y plus 6z este egal cu 86,8. Va fi 12,4 plus 3y. Da, deci vine 2 echivalent asta cu 12,4 plus 3y plus 6z este egal cu 86,8. Ce îți transformă Darian? Bun. O să scădem tot, o să scădem 12. Așa, care mă duce spre 3y plus 6z. Este egal cu 4 acolo frumos. Deci 4 la 10 da, mare. Apoi 4. 7. Și 7, da? 7, deci 4,4. Asta înseamnă că y plus 2z este egal cu 6z. Ea scoate, scoate parte pentru 3, scoate 3 factor. Hai să zicem mai. Deci prima regulă spune 3 pe lângă y plus 2z este egal cu 74,4 și împarte totul prin 3. Și va fi că, iată la ce am ajuns, că y plus 2z va fi egal cu 74 împărțit la... 4 împărțit pe de voi, 24,8. Sigur? Ai împărțit și voi, dar... Nu am învățat. Am învățat împărțirea. Am învățat împărțirea. Hai să facem împărțirea. 74. Să facem și altă, dar ei n-au ajuns decât la adunare. Împărțit la... M-am dus pe culoarul ăsta, să finanțe la 6. Exact, 74,4. Împărțit la 3. 3,7 de 2, 3,6. Ca să vă arăt împărțirea asta. Am împărțit doar aici. 14. 3,14 merge de 4, 3, 12. Rămâne de 2. Și când se mai cobor, mă ajută la timpul și cu virgula la cât? Atâta tot.
Și număr pe 4, 3, 24, de 8, 3, 24 și 24,8. Deci am înțeles, Y plus 2 Z egal cu 24,8. Și de aici încolo ce mai fac? Păi, acum am aflat relația. Îl vom scoate pe am putea să le pun pe apun două sus. Pot să o pun, vrei să o pun aici? Nu, adică vreau să scădem, și un 2, zic, răspie 3, Y plus 6Z și să scădem și un Y cu 2Z. Adică spunem toate relațiunile sub altele scădem. Și se pun relațiile acestea unea sub altele și toate trei. Pun și așa, o pun aici. Y, dar pun sub Y. Deci sub Y ca să o pun ca să fie mai atrăgătoare pentru noi, pentru ochiul nostru. 2Z este egal cu 24 minus 8. 24,8. Și eu vreau să... Și eu vreau să ajung la X plus Y plus Z, că uite de bine la ce trebuie să ajungem. Niciodată nu pierdeți din vedere ce urmărim. La ce da, dacă știi, de exemplu, una sau două dintre ele, poți să le faci pe ce? Dacă știi? Dacă știu una dintre ele, dacă știu pe Y sau pe una dintre ele... Nu o să faci niciodată, nu o să poți afla. Că ai numai două relații și nu te poți gândi să găsești pe X, Y și Z, Daria. Dacă ar fi fost trei relații, te gândeai la aflarea lui X, Y și Z și înlocuiești la suma. Păi, nu, trebuie să faci și tot felul de manevre. Dar eu am spus să scădem din ambele. Păi dacă mai vreți un relație, acum, de la prima situație, mă scoate pe 2Z. Pe 2X, nu știu. Dar vreți o strategie în minte. Atenție! Dar ce am întâlnit să spun, te rog să mă urmești. Am vrut să spun așa, dacă tu, din astea două, doar, așa cum vezi, gândești că vei afla pe X, Y și Z concret ca numele și urmează să înlocuiești pe suma lor, greșit, n-ai nicio șansă. Nu vreau să fac asta. Atunci? Adică, descădem și el, dar și acesta cu Y, plus X plus 2Z, și mai urmă să vină 2Y plus 4Z, descădem pe toate, care toate rezultatele. Și mai facem pe lucruri 2. Deci să scădem cele trei relații. Cum să le scădem? Din cine să le scădem? Că zice, să scădem cele trei relații, din cineva le scădem? 2x plus 4, din prima să le scădem pe celelalte două. Da, așa zicem. Deci din prima să le scădem pe celelalte două. Păi o să fie 2y plus 4z, egal cu... Nu, nu e așa. Da, deci, putem să adunăm cele două relații de jos? Astea două să adunăm. Este interesant, dar și da, pentru că e răspit 2x plus 2y plus 2z. Apoi învățăm de ce. Asta ce l-am și aranjat-o așa, ca să vă atrag atenția. Deci numai cât la luna acum. Pe ultimul e 2. Și vine 2x plus 2y plus 2z. Face 8 și cu 4. 24, 37,2. 37,2. Da, da. X plus Y plus Z este egal pe 2 factor comun. Vorbiți așa. Păi împărțim doar cu X-ul 2. Păi nu părțim doar cu X-ul 2 factor și împărțim. Așa. Deci, echivalent. Vă spune că 2 pe lângă X plus Y plus Z X plus Y plus Z egal cu 37,2. Și acum împărțim totul printr-un 2. Și se pasă din X plus Y plus Z. Și apare X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. Este egal cu 18,6. Te ajută de aici că X plus Y plus Z este egal cu? 18,6. Foarte tare, Iisus. Foarte tare. Mă întorc încă o dată. Dacă voi nu vă organizați mintea încât să înțelegeți bine ieșiți-o, nu mergeți ca într-o nebuloasă.
E parcă ați merge prin pădure noaptea și căutați ce? Să nu vă atingeți de niciun copac. Nu se poate. Deci dacă însă ai strategia făcută, atunci, dar până găsești strategia. Ce a vrut autor? Ți-a dat doar două relații. Am vrut să găsim cealaltă relație. Și să găsim pe asta. Să găsim pe aceea și apoi să... Apoi tu spui așa, păi ce să fac eu? Nu le pot afla concret. Dar dacă aș avea un multiplu de acesta, din ele două, adică doi pe lângă, trei pe lângă, exclusiv că se pare și ești. Deci tu știi ce urmărești. Să apară un multiplu de acesta. Nu aflarea lor. Este esențial dacă ai înțeles că nu aflarea lui XYZ. E posibil. Nu e posibil. Ai numai două relații, de două. Le joci așa fel, încât să poți să faci așa ceva. Sigur, aici înțelegeam că de fapt le putem scădea din cea de sus, ca pe asta de jos. Da, repede. Tot acolo ajungem. Sigur că da. Prin scădere, 2x-ul dispare, rămâne 3y-ul. Exact cum am spus, că spatem pe 2x egal cu 12 minus 4 minus y și înlocuim pe 2x-ul sus și se întâmplă că apare 3y plus 6z, da. 3, ia uitați, când a scăzut. 2x produs, 4y scăzut un y face 3y plus 60, egal cu scăderea aceea și de acolo ne dăm seama că punem mâna pe y plus 2z. Relația asta odată pusă, de aici încolo urmă când abonăm... Uitați, m-aș exact să stau unul sub altul. Este... Când, uitați, dacă n-ați așa unul sub altul, cum a făcut domnul profesor, nu v-ați dat seama. Dar așezând unul sub altul, deja vă prindeți, iau de. Deci eu am făcut-o pentru a vă trimite spre ideea de adunare a celor două relații. Ca să vă, ușor să vă, Y și Y, că spui, 2Z nu e aici, dar 2X, perfect, îți vine în minte să te duci așa. Așa, doi factori comuni. Și de acolo merge ghiștiu. Da? Vreau, fiecare ghiștiu are ceva al său propriu. Da? O noutate. Zi-mi, Dalia, acum. Și avea inecuație. Din ecuații, da? Da. Deci, pentru Daria, comanda lui Daria este din ecuație. Inegalități. Deci, să vorbesc un pic de ce înseamnă ecuație. Uitați, 2 ori x egal cu 6. Ce x? Până aici. Cât se facă 6? 3. Rezultă că x-ul egal cu 3. Da? Deci e vorba de o egalitate. Dar dacă spun 2 ori cât ori x să fie mai mare decât 6, ce x să pun eu că să fie mai mare ca 6? 4. X-ul este de la 3 încolo, nu? 4, 5. Ce vom face? Deci de aici rezultă că x e mai strict mai asta mare ca 3. Dar aceasta este din presupunere că există și modalitate. O împărțim pentru 2. Împărțim totul pentru 2 și apare mai mare ca 3. Și de aici rezultă că x aparține din mulțime de unde? De la 3 încolo, adică 4, 5 și așa de parte. Dar dacă v-aș fi dat 2x, 2 ori x mai mic decât 6, tot prin 3 și ar fi că x mai mic ca 3, da? 3 ori. Și atunci înseamnă că ce x, despre cine x vorbim care sunt mai mici decât 3? 1, 2 și 0. Acum, dacă ați înțeles, te rog, era... Da. Determinați numerele naturale x, ce verifică inecuațiile. x plus 1,25 mai mic decât 7,05. 7,05. Așa, 7,05. Vă scot la 7,05. Ce faci? Vă scot la 7,05. Că de pe 1,25, da? Din 0 la 5, da, să fii 0 40 la 8
5,8. E bine? 5,8? Da. E 5,8. Care sunt tot zic și mai mici în X natural? Da? Natural, mai mic decât 5,8. Spuneți-mi voi la ce X. X este de la 0,1. Aparține mulțimii. X aparține mulțimii de la 0,1 până la 5,70. De la 0,1? Mm. Dar natural. Natural, natural. Este multiplu. De la 0 la 5. De la 0 la 5. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Dacă era mai mic decât 5,80. Altul. X minus 1,7. Mai mic egal decât 3,25. Păi vom aduna 1,7 la 3,25. Adunăm pe 1,7. Și atunci va fi mai mic. Deci va fi x mai mic egal decât 4,95. Adică X aparține căror numere naturale, toate naturale, mai despre asta vorbim, mai mici decât 4,95. 0, 1, 2, 3, da? Da, nu, 0 nu merge. De ce? Păi 0,1,7. Păi 0 nu e numai natural? Da. Dar nu mă interesează. Deci vorba de naturale mai mici decât 4,95. Da? Deci este 0, 1, 2, 3, 4 și 5 îl pot lua? Nu. Nu pot, că 5 e mai mic decât 4,95. El zice că dacă pune acolo pe 0, minus 1,7, e mai mic decât 3,25? Nu înțeleg. Loc X pune 0. 0 minus 1,7, dacă are rost aici. Da, el zice cum să facă, că nu știi. Da. Așa. Deci în condițiile observației tale... Da. Deci nici... pot să iau eu și pe 0? Nu pot să dau nici pe 0, nici pe 1. Da. Și atunci ai dreptate aici. Deci pentru scăderea asta, ca să ai pe loc comparația de care vorbim, X-ul trebuie să spun diferit de 0 și X-ul diferit de 1. Da. De 0 și de 1. Foarte bună. Clasa te referi, dacă te referi la asta, asta ar fi perfect. Dacă îmi dădea 0, minus 1, îmi dă cu minus. Și dădea cu minus și tu nu știi, ești în stare să faci chestia asta. Dar pe el o zis de la 1, dar m-am prins eu când asta o zis. Bun, 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 perfect. Nu a fost da. Da. Bun, să mai facem și cu ori. Am făcut cu plus, cu minus, să facem cu ori. Da. 5 ori X. 5 ori X. Mai mic e egal scris. Mai mic e egal că 14,75. Îl vom împărți pe 14,75 la 5. Corect. Deci pe 14,75. V-am arătat, pentru cei care ați făcut, e foarte simplu, da? La 5. 5 în 14 de 2, 2 în 5, 10. 4. Și pentru că am ajuns la virgulă. Nu s-ar articole, că o pun repede la fapt. Da. Și acum cobor pe 7. 5, 4, 7, 9, 5, 4, 5, 25, 2,95. Și atunci ar fi echivalent, va spune că X e mai mic egal cu 2,95. Și natural, cât e? Și fie 0 și 1. Natural. Da. Și 2 nu? Nu. De ce? De aceea nu e egală. Ba da, egal. 1 și 2. Și mai e Daria. Am un chestie. Hai să vedem. 8,4 minus X. 8,4 minus X. Mai mare decât 2. Mai mare ca 2. Stați. Trebuie să... 8,4 minus... Trebuie să apară așa ceva. Da. Dacă să apară, hai să adunăm un X în ambii membre. Adunăm un X și în stânga și în dreapta inegalității.
Și atunci apare echivalentul la 8,4 mai x minus mai mare decât 2x. Mai mare decât 2x plus x. Plus x. 2 plus x. Și putem citi invers în egalitatea. Da. Adică putem să zicem x plus 2, x plus 2 este aceeași, da? Echivalent. X plus 2 cum zicem? X plus 2 mai mic. Mai mic, sigur. Mai mic de 8,4, noi scădeam în 2. 8,4, scădeam în 2. Și unde va fi x mai mic decât 6,4? X mai mic decât 6,4, echivalent, va spune că x și aparțin în mulțimii numerelor. De la 0 la 6. 0 la 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Da. Da? Sunt corect. Pașii jumătate, da? Să facem. Da, da, bine. Nu e la micuțul? Mariu, am luat în engleză, de-asta am venit ușoară. Mâine, da. Nu se mai terminat. S-a terminat. Era el primul domn profesor. De-aia venim noi mai devreme. Doar a lui să nu... Am înțeles. Să vă fiți cu panii. Da, să nu vă lăsăm descoperiți, Mariu. Mâine la 5 jumate, mai cu bine mari. Gata. Să facem un pic de sinteză. Da. S-au făcut adunarea cu ei, adunarea inducția matematică, dar nu trebuie să scrieți așa la cartea 5-a. Adunarea... Ce-am mai știut? Doamna mi-a dat un exercițiu cu inducția toată, dar mai l-am făcut. Dar să nu vă ascultați și voi ne-ați ascultat, spune că am făcut așa, am muncit cu observațiile acestea. Foarte mult am muncit. Și ne-am dat seama că e inducția. Am sărit Andrei la mine, nu vrea să mă convinc, atât am stăduit, că ești curat că-i bine și că el îți lucra, să am dat pasul ăsta că-i bine. Îmi memorează povestea. Exact povestea. Să nu-mi memorează. Bun, ce scrieți la sincer? La sincer, da, mă vei? Da. La tine, la tine, am făcut? Am venit la puteți, da. Inducția. Matematică. Inducția. La fața ce mai vreau să vadă, scrieți inducția matematică. Vă să spiele. Nu vă speriați cu cei? Pe înțelesul celor de clasa în cinci. Pe înțelesul. Pe înțelesul. Frații de cimare. Cap, dar nu trebuie. De clasa în cinci. Și pe aceea la David am luat frații de cimare de literatura puterea am făcut. Proprietății acolo. A la M, cursor, B la M, A la M, orul, A la... Puteri. Puteri, da. Puteri. Operații. Operații cu M. Puteri. Așa, dar ei am făcut inducția și am mai făcut ecuațiile, da? Baze, numere decimale, da? Da. Și după aceea am făcut X plus Y. Ce scriem? X plus Y, 2X plus 3Y, egal cu calculați X plus Y cu Z. Din două egalități obținute, cea de-a treia, nu? Exact. Două. Hai să ne ducem la inecuații. Inecuații. Aia e ecuații, da, sistem de ecuații. Ecuații. Inecalități. Operații. Da, și împărțirea la operă, numele de zonă, da? Operații. Operații. Cu numele de zonă. Cu numele... Decimale. Decimale. Faceți finalul? La revedere, nu uitați de la și cerci formularea sa prof online. Așa se pare, prietenii noștri, la revedere.